în flancul drept, Matei încearcă să se ajute de Bărboianu. Centrarea acestuia este deviată de Iulian Mamele și va fi corner. Spuneam că a marcat Romario Benzar în primul meci dintre cele două echipe. Noi revedem ocazia lui Camil Bilinski, foarte aproape și el de al 7-lea gol în acest sezon. Foarte bună centrarea lui Constantin Grecu.